Fraților, astăzi discutăm relaxat, fără intro, oricum. Mi-a zis și Mihai, unii dintre voi dădea skip la intro, așa că trecem direct la conținut. Și discutăm foarte relaxat la un pahar de bere și o ceașcă cu cafea, da? Mm-hmm. Cafea, așa? Cu Andrei Păgăceaș despre ceea ce eu cred că este cel mai subestimat și neglijat subiect din istoria noastră. Sau poate sunt eu subiectiv. Mm-hmm. Epoca fanariotă. Cum e? Băieții ăia care erau mai soriți decât noi, nu? Cu haine de alea largi, fumau narghira, și sporiau pe bieții țărani care trebuiau să plătească biruri, taxe și alte, alte nefericiri. De-astea, numai ca domnitorii, nu? Să-și mai păstreze un an domnia în țările române. De ce epoca fanariotă e un subiect aparte pentru tine? Bună seara, mersi foarte mult pentru invitație. Da, așa pe scurt ai tras concluzia la cam tot ce știe despre tot ce se știe despre fanarioți la noi. Teza mea de doctorat, de fapt, este despre războaiele ruso-turce și armatele fanariote, făcută la Cluj, cu domn profesor Sorin Mitu, terminată în februarie 2012. Terminată, adică, la modul de susținută public. Eram în facultatea de drept la Cluj și vreau să citesc ceva ca lumea despre fanarioți, fiindcă avem două secole care la noi în istorie sunt cam lăsate de izbeliște. Secolul XVII și secolul XVIII. Fiindcă la noi, după cum se știe, din păcate, noi ne începem epoca modernă la 1821. Suntem ultimii din Estul Europei care își încep epoca modernă la 1821. Adică și Bulgaria, care vorba aia, își obține independența abia la 1908, își începe epoca modernă undeva prin secolul XVII. Serbia la fel, Ungaria ce să mai zicem, Rusia la fel, Polonia și așa mai departe. Noi România am rămas cu 1821 ăla, care de fapt înseamnă sfârșitul epocii fanariate. Da, cu totul Vladimir Irescu, cu revoluția lui și așa. Și vrând eu să citesc chestii ca lumea despre fanarios, care să-mi explice perioada respectivă, mi-am dat seama la un moment dat că nu am ce. Că în afară de niște... Bine, în cărțile mari de istorie, epoca fanariotă era așa, tratată la modul cel mai prost posibil. A fost un secol, a fost super nașpa, negativ, bine că a trecut. Urâtul sau lungul, secol fanariot, oribil, bla bla bla. Bun, e ok, dar de ce oribil? Adică, bun, corupție, bine. Nu e ora adus, nu e inventat un spațiu românesc. Războaie, nu e l-au făcut, s-au nimerit aici la mijloc. Sărăcie, hai să ne uităm la toată România, de când există până acum, e un leitmotiv, da? Bă, spolierea țăranilor, cum ziceai și tu. Așa, și boierii de secol XIX... Matei Basarab. Da. Mihai Viteazu. Robi Țigani, adică erau niște chestii care sunt după ei și continuă bine mersi până pe la Cuza, de exemplu, și chiar până în secolul XX. Și, eu fiind pasionat de istorie militară, am vrut să caut ceva despre armatele fanariote. Plus să-mi explic războaiele ruso-turce, că la un moment dat ceva nu înțelegeam. De ce s-au întâmplat și care a fost faza. Și ne găsim nimic ca lumea. I-am întrebat și pe profesorii noștri de la Cluj, care, ei și fiind mai mult pe partea de istorie de Ardeal, nu prea știau ei care e faza cu perioada fanariot. Am întrebat prieteni din București, care ziceau, bă, nici la noi nu se studiază. Încă cred că domnul profesor Tudor Dinu încă nu era pe vremea aia. Cred că nu preda pe atunci. Sau nu avea materiale scoase, cărți scoase. Da? Okay. Acum avem cărțile lui. Nu pot să mă laud, mai sunt și articolele mele despre fanarios, publicate în țară și afară. Și am început să studiez partea asta de războaie și de armate fanariote. A fost interesant, fiindcă unii profesori sau prieteni, colegi, nu-mi dădeau șanse să găsesc ceva. Bă, nu există surse. Da. Și la final am livrat așa, după 3 ani de zile, fiind pe sistemul ăla postdru, am livrat un prim volum de 490 de pagini. Prim volum în sensul că nu că erau două volume, dar numai pe ăla am apucat să scriu între ea. Cu informații foarte multe și chiar m-am bucurat că am găsit o mulțime de informații. Unul dintre ele publicate în limba română, în celebra serie de călători străini, pe care tot o dau exemplu la toată lumea. Luați-le pe alea, sunt online. Luați-le și citiți-le, fiindcă sunt super interesante pentru spațiul românesc. Adică e acea viziune din afară asupra spațiului românesc. Nu e nicio viziune romanțată,
Nu e nici conspirația iudeo-masonică care e dragă multora și vezi oameni să fi scris împotriva românilor. Sunt oameni care văd niște realități, da? Realități care șochează. Unele șochează, șochează la greu. Chiar mă gândeam la un moment dat să mă apuc să scriu o carte despre perioada fanariotă, însă ar fi cu siguranță o carte care s-ar vinde, aia e clar, fiindcă ar genera dita mai scandalul, fiindcă mulți dintre cei care scriu despre realitățile românești din perioada aia, că sunt străini, că sunt români, unii chiar boieri, adică vorbim despre familia Văcărescu, de exemplu, da? Ienăchiță Văcărescu și așa mai departe, descriu niște realități absolut cumplite. O corupție endemică la nivelul elitelor, o corupție și un analfabetism endemic la nivelul clerului, o sărăcie absolut apocaliptică la nivelul țărănimii. Băi, da, n-a fost un secol amuzant aici. 17-le pare așa un pic ok. Perioada secolului 15-16 cu tot cu războaie, cu ăsta, sunt ok. 19-le deja e undă de lumină. E... Poți să zici că, bă, în sfârșit, spațiul ăsta funcționează. 18-le e destul de cumplit. Dar, pe lângă asta, e cumva jenant că nu s-au apucat istoricii noștri, profesorii noștri. Sau, mă rog, profesorii noștri în general, adică toți istoricii care au studiat istoria României, hai să zicem de pe la 1900 încoace, nu s-au aplicat mai mult asupra acestei perioade, astfel încât să ia documentele existente și să creioneze o imagine cât mai veridică asupra perioadei, fiindcă nicio perioadă din istoria niciunei țări nu e numai albă și numai neagră. E gri, șobolon, așa, cam întotdeauna. Foarte multe nuanțe de gri, da? Da, da, da. Uite că spuneai de cei care au scris, ții minte că la cursul de istorie medievală românească, la București, nu la Cluj. De la București nu țin minte, țin de la Cluj. Am avut cu domnul Marius Diaconescu. Și când ne-a vorbit de Fanarios, ne-a spus că o să vă șocheze, dar uite, Nicolae Iorga i-a numit pe Fanarioți în scrierea lui reformatorii. Nu nimic negativ, dimpotrivă. Și țin minte că alea două sau trei cursuri despre Fanarioți au fost atât de fascinante încât erau cât pe aici să mă deturneze de la contemporan la epoca Fanariotă. Trebuie să am o discuție cu domnul Diaconescu pe tema asta, că mi-ai fi luat pita de la gură. Da, și așa, doar ca side story. Sunt într-adevăr foarte interesante volumele alea de Călători străini prin țările române. Da, sunt cele mai bune. Ții minte că la sfârșitul anului, nu? În semestrul 2. Tot la medievală românească, domnul Diaconescu ne-a dat de făcut un referat pe ce temă vrem noi. Și pe mine m-am mâncat în fund să fac un referat despre prete și bărbi în spațiu medieval românesc. Mamă! Și ții minte și acum, la seminar, am citit referatul. Domnul Diaconescu stătea așa, nu puteam să văd ce reacție are. Și când l-am terminat de citit, mi-a zis, nici asta nu mi-am dat seama. Cu cât citeam, eram din ce în ce mai terifiat. Da, bine, domnul Diaconescu e și impozant, așa, și dacă vrea te pune la perete numai dintr-o privire. Da. Și când l-am terminat de citit, mi-a zis, ieși afară. Îți dai seama. Deci, ieși afară de bine sau de rău? Mi-a zis atât, ieși afară. Ah, ok. Și îți dai seama, deja mă gândeam, ok, la ce altă facultate mă înscriu, știi? Agronomie, asta a fost a doua opțiune mea. Asta a fost prima mea opțiune, dar familia mea, fiind de profesor, a zis, du-te și fă școală. Și apoi, când m-am dus la examen, mi-au luat carnetul și mi-am zis, star 2 la ereva lui, care primește 10 fără să fie ascultat pe baza referatului. Că i-a plăcut, rău, a impresionat și mi-a pus 10 direct. Și a fost așa o chestie care părea așa de asta se întâmplă altora, știi? Povești de pe urmă cu bunicul, da, știi? Da, exact. L-ați avut invitat vreodată pe domnul Diaconescu aici? Nu, dar aș vrea. Nu, ca să nu înțeleagă lumea iurel, vorbim despre domnul profesor Marius Diaconescu, care din câte știu e sărmărean de origine.
De-aia, de exemplu, la niște emisiuni pe care le-am avut și la multe alte, la multe scrieri de ale domniei sale, a fost acuzat, la fel ca mine, că e vândut conspirației maghiare și alte ale. Hai să zic un lucru. Domnul Marius Diaconescu, să fie clar pentru toată lumea, sunt între cei mai buni și cei mai bine văzuți profesori și pedagogi de la București. Este un om care într-adevăr studiază și un om care știe să discearnă sau ceea ce noi considerăm adevăr de balastul istoric. Și cu omul ăsta chiar poți să stai să povestești istorie ca lumea. Să nu mai zicem de activitatea lui publicistică, științifică, aia deja... Da, e. Știi ce e amuzant? Că și eu în primul semestru am considerat tot așa. Vândut maghiară. Da. Pentru că venisem cu niște stereotipuri din liceu. Și domnul Diaconescu mi-a atacat pe fiecare, dar am zis, nu, e omul maghiar. Da, și are și un stil din el așa de nord. Și ții minte că la finalul primului an ne întorceam de la practică și zic că, știți, domn profesor, în primul semestru am crezut că sunteți omul ungurilor. A început să râdă, mi-a dat așa un amicar, zice... Știu că tot spuneți asta, dar măcar tu recunoști. Wow. Da, e printre profesorii care mi-au deschis minte. Da, scuze că am făcut paranteza asta. Deci, da, ca să nu înțeleagă nimeni aiurea, probabil să uită și domnul profesor Diaconescu să nu ne caute. Adică poate să ne caute. Ieșim la... Dacă nu o să-l caute, oricum. Băi, da, chiar ar merita să-l inviți, fiindcă se pot tranșa și alte mituri din istoria României cu domnia lui, având în vedere că e foarte tare pe ce zice. Și omul nu vorbește bălăric. Da. Na. Așa, revenind la fanarioții noștri. Da, deci cam asta a fost punctul meu de plecare cu războaiele ruso-austro-turce, unde normal că, na, studiind războaiele, mai citești un pic și pe lângă. Starea țărănimii și așa mai departe, starea orașelor, a localităților. Nu m-am băgat acolo, eu am rămas pe partea militară și cireașa de pe tortul meu a fost chiar prezentarea armatelor fanariote, descrierile din sursele din epocă, din nou publicate în cronicile românești, publicate încă de Cogălnicianu de până secolul XIX și celebrele volume de călători străini. Unde am găsit descrieri undeva la peste 70 de pagini A4 de armate fanariote, cu tot cu structură, uniforme, armament, chiar tactică și așa mai departe. Am fost foarte fericit la sfârșitul celor 3 ani că am reușit să demonstrez lucrul ăsta. Acum continui de ceva vreme studiu pe... Bine, doctoratul meu fiind doar pe 18, am terminat cu armatele pe la 1800, cu războaiele la 1792 și am continuat să studiez partea de început de 19 până la 1830. Încă pe epoca fanariotă cade la 1821, după Revoluția lui Vladimirescu, dar structurile militare din cele două țări române rămân pe filiera fanariotă până după războiul ruso-turc din 1826-29, când avem acele celebre regulamente organice. Când avem și primul recensământ, făcut ca lumea, cât se putea, în spațiul românesc, plus crearea armatei românești moderne pe stil european. Deci acum lucrez la partea aia, e un pic mai săracă în surse decât partea de 18, dar... Da, că ai zis de puncte de plecare. Hai să vedem care e punctul de plecare în cazul epocii fanariote. Care era situația în Moldova și Țara Românească? Era 1700 și un pic, deci început de secolul XVIII. Punctul de plecare l-a reprezentat acea campanie nenorocită de pe Prut din 1711, Bătălia de la Stănilești, unde îl avem pe Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare, și unde l-avem și pe Brâncoveanu, și aici o chestie care o să-i deranjeze pe mulți, care n-au citit ce am scris până acum. Campania în sine e dezastroasă. Și fiindcă domnul Cantemir îi promisese lui Petru 20.000 de călăreți, de exemplu, pe care nu-i aduce, armata moldoveană rămâne și ea împrăștiată, de fapt, chiar în unele mănăstiri fortificate unde se păzească pe boierii care nu voiau alianță cu Rusia și în niciun caz nu voiau război cu Imperiul Otoman.
Armata rusă și ea este împărțită între Polonia, zona ucraineană și Moldova. Avem și o secetă cumplită care afectează trupele și avem niște atacuri foarte bune date și de cavalerie otomană și de tătari împotriva trupelor și moldovene și rusești. Și îl avem pe Brâncoveanu care, am putea spune, fără să greșim, că trădează cauza românească. Aici cauza asta românească ar trebui să o privim însă foarte, cu foarte mare atenție. Fiindcă avem acel tratat de la Lutsk, din Polonia de atunci, între domnul Cantemir și Petru cel Mare. Unde Petru îi recunoaște domnie perpetuă, domnie ereditară, stat independent, sub protecția Rusiei, și noi știm ce înseamnă protecția Rusiei, pe atunci că nu se știa. Rusia abia începea să ajungă în zona asta. Rusia până atunci se bătuse în zona Azovului cu otomanii ca să câștige ieșirea la mare. Ucraina încă nu aparține în totalitate, sau ceea ce e azi Ucraina, nu aparținea în totalitate Rusiei, sau oricum și dacă aparținea, nu era, cum să spun, rulată de ruși, nu era controlată de ruși. O parte din Ucraina era la polonezi, o parte aparținea cazacilor, Crimea și alte zone aparțineau tătarilor, inclusiv Bujaku. Da? Vorbim despre un tratat unde se promit multe. Așa, dacă te uiți la tratat, zici, bă, ce băieți de treabă sunt rușii ăștia. Ce minunați! Voiau să-și asigure alianța cu Moldova, unde lăsau pe Cantemir domn ereditar, cum am zis, adică domn perpetu plus domnie ereditară pentru fiii lui, cu țara românească, bine, asta Cantemir nu știa, sau probabil că știa, existau înțelegeri, fiindcă Brâncoveanu având o domnie mult mai lungă decât Cantemir, intrase de multe în discuții cu Petru cel Mare și existau scrisori schimbate între ei. Și ideea era că după ce se va atinge linia Dunării, Imperiul Rus va ataca în Balcani și va elibera toate popoarele din Balcani de dominația otomană. Și așa, în teorie, sună foarte bine. Singura chestie pe care băieții n-au băgat în seamă era următoarea. Cantemir și Brâncoveanu se urau de moarte. Cantemir recunoaște și el în scrierile lui, la fel cum o fac și comandanții și boierii moldoveni, că Dimitrie Cantemir fusese trimis în Moldova să-l prindă pe Brâncoveanu. Și mai exista și o altă ofertă din partea otomanilor, că el va putea prelua ori domnia țării românești, ori chiar domnia ambelor țări, dacă îl prindea pe Brâncoveanu. Fiindcă să nu uităm, Brâncoveanu, cu toate că luptase împotriva austriecilor și are acea victorie faină la Zărnești, lângă apropiere de Brașov, în 1690, când îl ia și prizonier pe comandantul armatei austriece, pe Donat Heisler, care după aia devine comandantul militar al Transilvaniei, bine, cu ajutor otoman, să fie clar. El fusese după aia făcut baron al Austriei și primise inclusiv stemă din partea Austriei, plus este o relație foarte bună între ele și austrieci. Acum, pericolul mare care era pentru otomani era că Austria deja avea graniță pe Carpați cu Imperiul. Să nu uităm, Moldova, țara românească, sunt provincii ale Imperiului Otoman. Chiar dacă nu sunt pașalăcuri. Ele sunt provincii cu statut special. Asta am mai zis-o și o să repet, chiar dacă am avut niște clanciuri cu alți istorici medieviști. Ele nu sunt țări care să fi fost cucerite cu arma în mână de otomani. La fel cum au fost Bulgaria și Serbia, de exemplu. Sau zona Greciei. Da? Ele sunt țări unde otomanii întotdeauna voiau să-și impună o pace și întotdeauna, mă rog, nu chiar întotdeauna, dar din când în când mai apărea câte un domn din ăsta care vrea să se bată cu ei. Dar niciodată domnul ăla nu era prins pe câmpul de bătălie, armata lui să fie rasă complet, boierii toți căsăpiți acolo și eventual domnul prins și executat. Întotdeauna domnul se retrăgea, îl avem pe Mircea cel Bătrân, îl avem pe Mihai Viteazu mai târziu, îl avem pe Țepeș, îl avem pe Vlad Dracu, îl avem pe Ștefan cel Mare. Ăștia când văd că nu pot să țină pe otomani, se retrag în Transilvania. De unde vin cu ajutorul transilvanian? / maghiar. Da? Își reiau tronul. Și tot așa. Se continuă chestia asta. Deci, acum la 1711, Austria are deja graniță pe Carpați, fără Banat. Da? Banat urmează peste câțiva ani.
Rusia începe să miște înspre gurile Dunării și otomanii se văd deja, având că otomanii mai au și Persia în est, cu care mai au lupte, se vede deja pusă în fața unui fapt destul de împlinit și care nu-i convenea deloc. Să ne uităm, 1683, asedia asupra Vienei, după care toată ofensiva austriacă cu ajutor german, polonez și așa mai departe împotriva otomanilor. Deja otomanii văd linia Dunării amenințată. De la linia Dunării, ei știau că mai aveau că mai au linia Balcanilor și după linia Balcanilor, până la Adrianopol și Constantinopol, nu mai era nimic. Erau doar armatele lor. În rest, nu mai era. Perspectiva a două imperii creștine, mari, puternice, care să se alieze și să atace spre Dunăre, era mare. Și asta se va vedea în secolul XVIII, când cele două, într-adevăr, se aliază. Chiar dacă au interese divergente, chiar opuse, una față de cealaltă, dar totuși se aliază și vin. Otomanii au gândit chestia asta. Că tot vorbeam de trădarea lui Brâncoveanu, la 1711, rușii trimit bani, pe baza înțelegerilor cu el, să le cumpere zaharea, cum se zice în vechile cronici, adică provizii. Brâncoveanu cumpără o mulțime de provizii, își mută armata în tabăra de la Urlați, unde stă cu minte, și tot convoiul cu căruțe, cu provizii cumpărate pe banii rușilor, le trimite în tabăra otomană, care luptă împotriva rușilor. Și când îi cere marele vizir să plece de la Urlați să-i alăture cu armata, Brâncoveanu spune: stau bine aici. Nu mă mișc, eu stau bine aici. Că nu putea să stea în București, nu putea să stea nici în Târgoviște, că era armata adunată. La Urlați se pare că era o tabără bună, undeva în zonă mai înaltă era apărat. Atunci avem acea acțiune a cavaleriei muntene, care se duce și atacă Brăila împreună cu trupele ruso-moldave. Otomanii l-au acuzat pe Brâncoveanu că a fost de fapt o tatonare a terenului și că a fost o trădare. El a zis că nu. Cavaleria a acționat împotriva ordinului lui, nici măcar a voinței, ci împotriva ordinului. El nu are nicio legătură. Dar omul, da, ideea era că el, conform înțelegerii cu rușii, trebuia să-i lase pe otoman să treacă să treacă la Isaccea, vadul de la Oblucița, să treacă pe șesul de la Cartal, în sudul Basarabiei, în Bujac. Ăștia urmau să înainteze înspre pozițiile ruso-moldave, sau înspre tabăra lor, că așa era în mișcare. Și Brâncoveanu trebuia să treacă undeva Dunărea și să vină să treacă tot pe podul ăla și să cadă în spatele armatei otomane, ceea ce el nu face. El rămâne frumos la Urlați, dar, cum am zis, cu proviziile cumpărate pe banii rușilor, trimise în tabăra otomană. Omul juca la două capete, cu toate că avea o armată foarte mare, că știm că atunci când Cantemir vine domnul Moldovei, propune și tătarilor din Crimea și otomanilor să-l atace pe Brâncoveanu. Dar după niște surse, Brâncoveanu se pare că avea o armată absolut imensă, fiindcă el și confiscase foarte multe domenii în țara românească, de la familiile oponente. Unele cifre dau o armată de 40.000 de oameni, inclusiv cu galere pe Dunăre. Cu vreo două galere pe Dunăre. Ceea ce e foarte interesant. Când Cantemir le spune otomanilor și tătarilor: haideți să-l atacăm, că e sigură treaba, eu închid din nord, voi veniți din est, otomanii din sud, hanul tătar, care avea undeva la 100.000 de oameni sub comandă, spune: bă, nu. Era o ocazie foarte bună pentru tătari să intre în țara românească, fiindcă ei pe lângă bătaie, ei mai mult mergeau pentru jaf. Faptul că hanul tătar refuză oferta pune într-adevăr un semn de întrebare înspre pozitiv față de armata lui Brâncoveanu, într-adevăr, și capacitățile lui, plus, probabil, teama unei intervenții austriece. Că încă niște victorii austriece,
Avem cele trei victorii mari de la Mohaj, Zenta și Salankhamen, care încă erau foarte vii în memoria și a otomanilor și a tătarilor. Da, pentru ce ca să termin cu Brâncoveanu, după ce moare Harmanul Mazepa, Harmanul Cazacilor Mazepa, noul Harman ia arhiva lui Mazepa, în care au și scrisurile lui Brâncoveanu către Mazepa și către ruși și invers, și le trimite cadou la Constantinopol. Ca el să spună, eu sunt loial, uite ce au făcut ăștia. Otomanii au foarte clară dovada trădării lui Brâncoveanu. Și asta este una dintre cauzele pentru care el este luat și este mazilit și apoi executat împreună cu fiii lui, pe lângă partea de avere. Noi știm că el a fost executat fiindcă n-a vrut să treacă la islam. Și multă lume zice că a fost executat fiindcă tatonase o avere foarte mare și turcii căuta o avere. Faza cu averea nu prea intră în discuții fiindcă n-ar fost atacat doar pentru avere, n-ar fost mazilit doar pentru avere. Faza cu trecerea la islam a lui sau a fiilor sau și a fiilor lui din nou nu stă în picioare fiindcă el deja era pus în pus pentru execuție, da? Virtual condamnat. Da, păi fusese deja. Singura chestie dacă trecea la islam însemna că el poate să-și salveze viața, eventual să aducă ceva din avere să-i mai plătească pe aia, și scăpa cu viață, dar nu mai putea lua tronul. Da, măcar scăpa cu viață. Aia era chestia. Da, scăpa cu viață, dar nu mai valora nimic, fiindcă a mai avut domn din ăștia care au trecut la islam, domn român care au trecut la islam și care după aia n-au mai valorat nimic. Da, au rămas în viață. Adică, da. Ceea ce, na, adică vii de la statutul de domn al Munteniei cu avere absolut imensă, să treci la islam ca să trăiești ca ce? Eventual te puneau guvernator pe ceva insulă grecească, care atunci nu era turistică, și cam atât. Sau stăteai undeva în ceva casă pe care ți-o dădea sistemul, undeva până Constantinopol sau ceva de genul. Adică, tehnic vorbind, nu mai aveai nicio... Nu mai era ăla care ai fost. Corect, dar încă erai. Adică, da. Na, martirajul lui Brâncoveanu se pare totuși un Nu, este un eveniment pentru tragic biografia lui. Exact. Păi e de fapt cam ultimul. Și este un eveniment tragic în istoria familiilor domnitare române și în istoria țărilor române. Toate elementele astea pe care le-am zis, și ura dintre cei doi, și, hai zicem, trădarea lui Brâncoveanu. Nu neapărat trădare. Oportunism. Da. Plus alianța între Moldova și ruși i-au făcut pe turci să reanalizeze domniile pământene. Fiindcă acum nu mai erau doar domnii români care, să zicem, să se alieze, cum era în Evul Mediu, cu Ungaria sau cu Polonia. Aia trimiteau 2-3 mii de oameni. Era ok. Acum deja avem cele două imperii care sunt foarte aproape de zona pe care otomanii o priveau drept zona lor. Unde n-avea voie să intre nimeni. Zona sensibilă. Da, deja avem imperii care au forța chiar să vină și să cucerească niște teritorii. Fiindcă vorbim de austrieci și de ruși care erau dotați la capitol arme de foc mult mai bine decât otomanii, cu artilerie, cu altă disciplină, plus că vorbim de o Rusie care se va vedea asta în secolul XVIII și după aia, până în 1945 cel puțin, rușii au un rezervor aproape nesecătuit de oameni. Deci aia pot să arunce în luptă oricât de mulți. Bine, merge până în ziua de astăzi, din păcate. Da? Ba, acum se pare că nu prea rezervor așa nesecat de oameni, dar atunci erau. Ceea ce otomanii, după cum am zis, nu prea puteau să facă, fiindcă o bună parte dintre trupele lor erau pe granița cu Persia, undeva la jumate de armată, și alte trupe mai trebuia să mai păzească și în Africa, posesiunile de acolo, că nici acolo nu era pace. Plus că mai ai revolte, până Arabia, mai ai tot timpul ceva. Plus că rușii deja mergeau și spre Caucaz. Deci amenințarea era foarte, era foarte reală. Și să fie prinși așa într-un clește de către ruși, nu era deloc amuzant pentru ei. Și atunci... De ce i-au ales pe fanarioți? Și cine erau oamenii ăștia? Am învățat la școală că proveneau dintr-un cartier fanar din Constantinopol. Da, unde și este și echipa de fotbal Fenerbahce.
da, denumirea târgă este Fener, era din familii grecești care stăteau în acest cartier, în general. Familii bogate, familii de vază, familii care ocupau și familii foarte școlite, care ocupau și funcții în administrația otomană. De la diplomați, la traducători, secretari și așa mai departe. Ei erau considerați siguri, fiindcă dacă e să ne uităm într-adevăr pe statutul lor în țările române, cu toate că erau considerați pașă cu două tuiuri, mi se pare, nu cred că chiar cu trei, ei erau de fapt un soi de administratori ai țărilor române. Unul la mână, ei erau loiali Imperiului Otoman, fiindcă ei veneau de acolo. Doi la mână, o parte a familiilor rămâneau acolo. Deci nici nu prea puteau ei să miște în front, că li se lua gâtul lor, plus averile, plus așa mai departe. Trei la mână, nefiind domn local și nefiind din familii, hai să spunem, războinice, da? Cum am spune în lumea central vest-europeană, nobilime de spadă. Ei erau comercianți, cum am zis, diplomați și așa mai departe. Nici nu exista pericolul ca ei să se răzvrătească împotriva Imperiului Otoman. Ei erau niște slujitori loiali și cuminți ai otomanilor, care trebuiau să țină în frâu și pe boierii moldoveni și munteni și să se asigure că toată trebuia să merge bine în zona asta. Că tributul e plătit, mai trebuia să afle și informații pe diferite căi dacă se pregătește și de război și să pregătească într-adevăr țările de război. Că asta a demonstrat și în doctoratul meu, că băieții ăștia nu au fost niște idioți care să se bazeze pe trupe de, cum ziceau mulți, că am avut numai niște arnăuți și poterași și, și așa. Și am zis, bă, nu. Undeva la 27 de feluri de trupe, numai de infanterie. Tot felul de trupe. Deci ăștia trebuia să se asigure și de partea de poliție și de pază. Trebuia să se ocupe de partea legală, da? De infracțiuni de drept comun. Trebuia să se ocupe să nu se apuce boierii să-i dea jos, să facă tot felul de alianțe cu creștinii care erau puși otomanilor. Dar chiar, care erau relațiile dintre fanariot și boieri? Bă, fanărioții când vin, aici a fost de fapt una dintre marele probleme pe care le-au avut boierii români și pe care le tot menționează. Ei când vin în țările române, vin cu o gașcă foarte mare de greci. Cu o camarilă mare, pe care îi și pun în funcție. Chiar dacă, să zicem, comandanții armatelor, Moldovei, țării românești, rămân din boierimea locală, la capitolul cler sunt foarte mulți greci care preiau frâiele bisericilor, foarte mulți călugări greci care sunt trimiși pe tot felul de mănăstiri, unele dintre mănăstiri fiind părăsite din cauza războaielor, atacurilor tătare și așa mai departe. Avem multe mănăstiri care sunt părăsite. Vedem și în secolul XIX la Cuza, unele erau în ruină efectivă. Adică avem poze de sfârșit de XIX, început de XX, cu mari mănăstiri din ziua de azi, unde se mai păstra biserica și turnul de poartă și ceva turnuri. Vreo casă domnească, ceva de genul. Au fost lăsate în paragină, fiindcă nici, pe greci nici nu i-a interesat. Pe greci e interesat să scoată bani, atât. Plus că multe dintre lăcașurile de cult din cele două țări române, din câte știu eu, dar cred că știu bine, erau închinate muntelui Athos. Sau altor deci mănăstiri din Grecia. Exact. Multe, de fapt, veniturile lor mergeau acolo. Așa, practic, nu mai aveau nimic. Și populația era amărâtă. Adică, ce să iei de pe ei? Pielea, ce să iei? Erau vai și amar țăranie. Care erau în satele care ținau de domeniul mănăstirilor. La unele. Altele erau bogate. Bine, alea erau și mai de elită, să zicem. Mai mergea și domnul acolo. Să mai vâneze, să mai doarmă, să mai roage, să mai un alt. Mai făcea o danie, mai... Mai făcea câte o danie, mai un altă. Da, multe erau amărâte. Deci, problema muntenilor și a moldovenilor în perioada asta era că domnii ăștia fanarioți au venit și cu foarte mulți greci care au început să-și bage mâinile și în bani, și în administrație, și în tot. Și a existat o ură față de ei și problema a fost rezolvată abia de Cuza. Cu secularizarea când în sfârșit îi trimite pe greci acasă
Și din câte am înțeles, da, mulți că... greci, mai ales din clerul grec și de la Athos, n-au uitat acest afront, această insultă față de biserică. Cred că pe ei i-a durut nu atât faptul că au plecat, că oricum mai rămăseseră destul de puțin la 1864, cât faptul că li s-au tăiat... Și li s-au tăiat bănuții, da. Exact. Da, există zvonuri oricum că la unele mănăstiri, pe vremea Lucuza, când a fost secularizarea Lucuza, călugării greci înainte să plece din mănăstire au scos, au luat obiectele de preț și cele trebuit inclusiv cărți și arhive și alte alea au fost puse în curtea mănăstirilor și li s-a dat foc. Da. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi. Dacă lucrul ăsta e adevărat, cam ce documente au fi fost acolo care s-au pierdut probabil pentru totdeauna. Da. Da. Da, wishful thinking. Revenind, deci ăsta era rolul fanărioților, să păstreze zona de la nord de Dunăre cât mai calmă, dar în același timp funcțional. Da, boierii n-au încercat să intre în contact cu rușii sau cu austriecii ca să scape de fanarioți. Existau legături. Să revină la statutul de dinainte, de timpul cantacuzilor și adevăr, este o decădere a statutului țărilor române. Într-adevăr, țările române nu mai puteau să mai aibă domnii proprii. Nu mai puteau să mai facă ce voiau înainte. Cu toate că și înainte ei trebuiau să facă tot ce ziceau otomanii, fiindcă erau provincii. Da? Nu aveau voie să aibă politică externă singur, la fel cum nu aveau nici acum. Tot ce se făcea pe plan extern trebuia raportat la otomani, ceea ce fac și fanarioții. Nu avem în prima fază așa o mișcare boierească antifanariotă. Începem să avem, hai să așa, cam la vreo 25 de ani după. Da? Că domniile fanariote se instalează 1711 și 1714, după 1711, de fapt, că nu chiar imediat, e un soi de interregnum, hai zicem, un intermezzo acolo. Deja în războiul austro-ruso-turc de la 1735-39, îi avem pe primii boieri care încearcă să facă cumva, să ia legătura, nici așa nu puteau să ia legătura oricum, fiindcă nici boierii mei nu erau un monolit. Să nu înțelegem că toți boierii erau opuși fanarioților sau otomanilor, chestia asta mai discutată. Dar statul nu e un monolit, elita nu e un monolit. Unii voiau să vină rușii, alții vreau să vină austriecii, adică știau că austriecii vin și cu Biserica Catolică și unora nu le convenea. Dar până la urmă, cumpărăturile cele mai bune tot din zona austriacă le făceau. Revistele tot de la Viena veneau și cărțile tot de la Viena veneau, fiindcă erau abonați, mulți aveau biblioteci foarte, foarte bune cu cărți și reviste care apăreau la Viena, în spațiu german, la Paris și așa mai departe. Unii citeau. Își trimiteau copiii tot acolo la școală. Alți copii, să nu uităm, și în perioada secolului XVII, unii dintre cronicarii români, și în XVIII, mergeau la colegiile iezuite din Polonia. Nu mergeau să studieze în Rusia. Nu mergeau să-și facă cumpărăturile în Rusia. Nu cumpărau... De fapt, n-aveau ce să cumpere cărți și reviste din Rusia. Deci boierimea asta toți pe Occident era axată. Și asta avem în memoriile călătorilor străini și asta avem în scrierile de secolul XVIII, cronicile de secolul XVIII, scrise de boierii români. Adică era orientat încă de atunci în partea aia. Că negociază cu rușii, că trimit niște delegații, că în timpul păcilor care sunt de-a lungul secolului XVIII, în timpul negocierilor care erau pe teritoriul țărilor române, sau chiar sunt delegații care merg până la Sankt Petersburg să vorbească cu țarina sau cu țarul. Este o întoarcere spre Rusia, dar o întoarcere la modul pragmatic în care boierii români sperau că, la fel ca în tratatul de la 1711, rușii vor veni, vor elibera țările române, se vor duce dracului peste Dunăre, să elibereze națiile slave ortodoxe de la sud de Dunăre, să-i arunce pe otomani înapoi în Asia și să ia Constantinopol. Și popoarele astea vor rămâne popoare libere sub un soi de protecția Rusiei. Ceea ce în curând s-a dovedit, inclusiv din războiul din 35-39, că nu va fi așa. În 35-39, de exemplu, avem o parte a cavaleriei ruse comandată de unul dintre fiii lui Cantemir,
care intră în Moldova, jefuiește masiv, sub comanda lui, o parte dintre oamenii lui erau de fapt moldoveni, erau de fapt români, se le dau la crime, oamenii aia fac absolut tot ce vor. Și ăsta a fost deja un prim semnal de alarmă. Deci asta pe lângă război, pe lângă molimă, pe lângă jafuri, violuri, distrugeri și așa mai departe. Distrugerea Palatului Domnesc din Iași, de exemplu, este atunci. Faptul că un român, un comandant, aici, moldovean, face nenorocirile astea în Moldova și mai ales ăla fiind fiul fostului domn Cantemir, deja a fost un semnal de alarmă. Fiindcă asta nu mai era o chestie eliberatoare. Adică, da, știai că rușii sunt războinici. Bă, dar chestia asta deja era ciudată. Adică, ceea ce știai că fac otomanii și tătarii, făceau și austrieci și rușii. Și deja nici Rusia nu mai era o opțiune foarte bună. Dacă ne uităm de-a lungul secolului XVIII, sunt mai multe memorii boierești, pentru cine vrea să le afle, din nou, historia.ro, mă căutați pe mine, am acolo tot felul de materiale, sau academia.edu, da? Poți să le fac reclamă așa? Da. La, nu cred că le dau drumul, în sfârșit o să-mi public și cărțile, că tot am lucrat la ele, cu intermitențe. Dintre toate războaiele astea din secolul XVIII, avem unul singur, în care domnii fanarioți sunt împotriva otomanilor. În rest, toți sunt loiali otomanilor. Toți luptă împotriva și austriecilor și a rușilor. Cu șanse slabe, fiindcă, după cum am zis, nu te puteai pune, mai ales când se aliau cele două imperii, era cam greu. Iar Imperiul Otoman oricum era în declin. Da, asta se tot zice că Imperiul Otoman era în declin, dar... Sau ce obțin tehnologic, militar... Dacă stăm să ne uităm bine, ultimul imperiu care cade după primul război mondial e ăla otoman, oficial 1922. Cealaltă toate, Imperiul Rus cade la 1917, Imperiul German cu Austro-Ungar 1918 în toamnă și oficial Imperiul Otoman 1922. Da? Atunci, de fapt, se trece la Republică. Corect, dar asta și pentru că presiunea... Adică n-a fost nimeni care să-i facă vânt. Adică sau presiunea n-a fost atât de puternică. Da, mă rog, acolo a fost... Totuși... Acolo, da, trebuie luat Imperiul Otoman așa separat, cu tot cu junii turci, cu Atatürk, cu tot sistemul. Totuși Atatürk a fost incomparabil mai puțin revoluționar decât bolșevicii sau revoluționarii din Rusia sau de... Cu siguranță. Republicanii din... Dacă ne uităm, de exemplu, însă la... Deci avem războaiele astea, că tot vorbeam de războaie. Avem primatul 1711. Da? Care e începutul. E probabil că în primul semnal de alarmă pentru otomani că situația începe să pută. Că rușii ajung în Moldova. Era prima dată că rușii ajungeau așa departe. Până atunci zona Azov, Caucaz, ok, dar acum deja veneau din coace. Înspre gurile Dunării. Apoi avem războiul din 1715-1718, poreclit și războiul lui Eugeniu de Savoia, atunci când Austria în sfârșit ia Banatul și mai ia și nordul Serbii. Războiul ăsta începe, de fapt, după un atac otoman asupra posesiunilor venețiene din Mediteran. Noi avem, de fapt, războiul otomano-venețian 1714-1718, și în ajutorul Veneției intră Austria. Da, avem acele victorii superbe de la Petru Varadin 1716, după care victoria de la Timișoara, cucerirea Timișoarei după asediu, mă rog, capitularea, dar după un asediu destul de dur, tot 1716, și marea bătălie de la Belgrad din 1717. Când Eugeniu se luptă de fapt contra două armate, una care era în Belgrad, garnizoana din Belgrad și o armată de despresurare, efectivele otomane fiind mult mai mari decât cele austriece. Mai avem apoi războiul din 1735-39. Este primul război când cele două imperii creștine sunt aliate. Dacă rușii tatonează bine terenul în zona Crimeei și a Moldovei, și ajung până în sudul Moldovei, pentru austrieci e un dezastru total, atât în Bosnia, cât și în zona Olteniei.
unde Oltenia în 37 deja e eliberată de către otomani și munteni. Chiar trupele otomano-muntene intră în Transilvania, în urmărirea trupelor austriece. E un dezastru total din partea Austriei. Se încheie pacea, că ziceai de decăderea militară a Imperiului Otoman. E, instructorul principal al armatei otomane în acest război, de fapt cu câțiva ani înainte de acest război, este un francez, Bonval, ceva nobil, care plecase din Franța, mai îmi rog că Franța cu otomanii se înțelegeau foarte bine de vreo 200 de ani. Și tehnic vorbind erau cam aliați în anumite chestiuni. Îi se spunea individului Bonval Pașa și el e cel care instruiește armata otomană în stil modern european. Sunt și niște caricaturi foarte faine din perioadă, mi se pare englezești, care îi arată pe otomani drept niște maimuțoi incapabili să stea în linie, să manevreze armele, să asculte ordinele, să lupte în formație și așa mai departe, din ce Bonval Pașa, îmbrăcat de turc, tot dă ordine, dar degeaba, că fiecare e în altă direcție. E, se pare că faza a funcționat și în războiul din 35-39 otomanii chiar reușesc să facă o figură faină, reușesc să țină loc pe ruși, chiar dacă au niște înfrângeri, dar pe austriecii spulberă și din Bosnia și din nordul Serbiei. Și la sfârșitul războiului, prin pacea respectivă, iau înapoi nordul Serbiei cu Belgradul, lasă Banatul, unde oricum lasă Banatul austriecilor, câștigat la 1718, dar Austria pierde Oltenia, pe care oricum Oltenie nu prea ținut să le iei în frâu, fiindcă legea austriacă cu spiritul oltenesc nu s-au pupat. Regiunea neguvernabilă, nu? Da, a fost o regiune foarte neguvernabilă, cu găși de haiduci și alți brigazi zolteni, care le cam dădeau clasă trupelor austriece, plus cu o populație care, hai să fim, pardon, în țările române n-a existat niciodată domnia legii. Da? Austria a venit cu organizare și disciplină și lege. Și românii erau ceva de genul dude. Du-te fă asta pe ăsta Carpați dacă vrei, la unguri, la românii de acolo, bănățeni, fă ce vrei, colonizează, la noi nu funcționează. Și n-a funcționat. Deci, eu chiar îmi imaginez cam câtă frustrare trebuia să fie pe capul bieților funcționari austrieci, care ei veniseră, unul la mână cu ordine din partea Vienei, doi la mână cu inima deschisă, să modernizeze Oltenia. Și erau ceva de genul, bă, cu și faza asta, mai ce ai 2000 de ani, du-te dracu, lasă-le pace, noi așa funcționăm. E, se pare că tot ce au încercat să facă austriecii în Oltenia n-a funcționat deloc. În afara faptului că se face un recensământ și alte alea și se construiesc vreo două fortificații în rest, nope, nu reușesc să civilizeze zona în stil austriac, da? Și probabil că și retragerea lor în 37 așa rapid a fost ceva de genul, bă, pe ăstea oricum, cu ăștia oricum n-avem ce vorbi. Ăia ne urăsc, nici noi nu avem la inimă, hai să-i lăsăm noi. Vreau că Oltenia, tehnic vorbind, e o zonă bogată, e un teritoriu mare, cu o graniță naturală foarte țapănă pe toate părțile, da? Ai Dunărea, ai Oltul și ai Carpații. E foarte apărabilă. Și se pare că o populație destul de importantă. Dar populație care n-avea chef de austrieci. Și le-a ieșit. Adică au rămas înapoi la Munterie. Și toată lumea a fost fericită. Bun, după 39 avem un hiatus mare de conflict aici în zonă, fiindcă avem și conflictele europene. Să nu uităm că în 1740 începe războiul pentru succesiune la tronul Austriei, declanșat de Prusia lui Friedrich cel Mare. Din 40 până în 48. După aia, în 56, începe războiul de 7 ani, 1763. După care, următorul război între ruși și otomani are loc abia în 1768-74. Faza interesantă este că în toată perioada asta, cât austriecii
și rușii se bat în centrul Europei, otomanii nu atacă. Otomanii stau cu minții. Nu există raiduri. Nu există nimic. Pe austrieci, de exemplu, puteai să-i lovești foarte bine în anumite zone. Puteai să încerci să-i lovești în zona Croației și Ungariei. Da? Fiindcă aveai acces. În zona de Alfeld, în zona de câmpie ungară. Otomanii nu atacă deloc. Nu atacă nimic. Mulți dintre cei care au cercetat aceste războaie și partea politică spun că este foarte posibil să, fi existat niște înțelegeri între Austria și otomani, poate chiar cu niște șpăgi date foarte bine pe la Constantinopol, ca să nu fie atacați. Fiindcă altfel perioada e cam prea lungă. Plus că Imperiul Otoman mai are încă resurse. Bine, ei se mai bat într-adevăr în perioada asta, mai dau vă două tie-break-uri și cu persanii pe granița aia. Și ultimul război este cel din 1787-1791 pentru austrieci, 92 pentru ruși. Austriecii trebuie să ceară pace mai repede, fiindcă deja a început Revoluția franceză, trebuie să se ocupe de posesiunile lor din țările de jos, unde, din păcate, Imperiul demantelase multe fortificații și acum trebuia să bage mulți oameni și au zis, ok, nu ne mai interesează nici Belgradul, nici nimic, facem pace, că francezii ăștia fac niște tâmpenii. Și rușii care mai stau până în 92, când și ei încep să se orienteze un pic înspre vest, că era mult mai interesant acolo. Deci cam astea pe secolul XVIII. Și în toate războaiele astea, am zis, după, mai ales din războiul 35-39 încolo, mai ales 68-74, când țările române luptă împotriva otomanilor, de partea rușilor, și în 87-92 avem toată această clasă boierească, vorbitoare de câteva limbi, unii cu studii deja pe afară, alții își trimiseseră copiii deja pe afară, dar oricum conectați foarte bine la cultura europeană, după cum am zis, aveau biblioteci care le veneau din afară, cu reviste care veneau din afară. Da. Reviste nu neapărat de modă. Erau cu literatură, filozofie și așa mai departe. Descoperiri geografice. Adică tot ce apărea acolo, ăștia știau. Să nu înțelegem că toți făceau chestia asta. Existau câteva familii, dar familiile alea știau despre ce e vorba dincolo. Plus, relația cu ofițerii austrieci și ruși, mulți dintre ruși, mai ales la începutul secolului, fiind, de fapt, ofițeri din armatele franceză, engleză, suedeză, olandeză, germană și așa mai departe, din spațiile alea, ăștia, normal, când veneau în țările române, unde dormeau? În casa boierului, că dar nu se dorme cu țăranul. Deci avem și legăturile astea, vreau să zic, orale. Ha-ha. Legăturile astea față în față. Și normal că dacă stai la o bere, stai la un vin, la ce mai vinuri mai ales în zona Moldovei, normal că îi întrebai pe ăștia, bă, dar ce se întâmplă dincolo? Cum e? Existau discuțiile astea. Și să nu ne gândim că stăteau o seară. Probabil că stătea câte o săptămână nobilul respectiv, comandantul, generalul respectiv în casa boierului. Și avea loc acest schimb de informații. Fiindcă și erau interesați să aibă o relație bună cu boierii din zonă, tocmai că se câștige de partea lor. Și avem pe toți boierii ăștia care fac petiții, fac memorii. Către ruși mai ales să vină să scape de jugul otoman. Ei acolo pun niște condiții. Că țara să fie condusă de domn Pământean. Că deja miroseau care-i faza. Tot atunci avem acele planuri pe care le fac rușii pentru refacerea regatului Dacii. Da, fiindcă nu exista încă termenul de România pentru spațiul românesc, Rusia voia să facă un stat tampon din cele două țări române, în vreo câteva planuri apare chiar și Transilvania, care să fie alipită, fiindcă rușii voiau mult de tot Transilvania. Era totuși cea mai bogată. Și era cea mai bogată, dar aparținea de austrieci, numai rușii toți sperau că poate reușesc să o ia. Fiindcă în viziunea lor geopolitică, Transilvania era trambulina spre centrul Europei. Și centrul Europei a tras pe ei întotdeauna. Mai târziu, mă rog, secolul 20 și pe acum partea de sud a Franței, dar până atunci era centrul.
Da, deci sunt și aceste planuri de refacere a Daciei, fiindcă nu este terenul de România, unde să, la conducerea căruia, mă rog, acestui nou stat, care să fie oarecum independent, dar tot sub protecția Rusiei, cu trupe rusești acolo, ca să apere țara, și în fruntea acestei țări să fie... cineva din familia imperială rusească. Vreun nepoțel, vreun verișor, adică cineva care să fie loial. Ideea era ca Rusia să ajungă pe Dunăre și toate atacurile care urmau să fie date împotriva otomanilor să fie direct de pe Dunăre. Să nu mai fie... Iar țările române să fie practic o bază de atac, un avampost? Da. Într-adevăr, în toate documentele astea se recunoaște libertatea. Libertatea bisericii. Boierii, vai de mine, pot să-și vadă de treburile lor. Administrație pământeană, cum să nu? Da, trupe rusești. Administrație pământeană, dar să o conducem noi. Da, și mai, domnul da. Să fie din familia imperială Romanov, că așa dea mai bine. Da, deci o libertate pe care România a cunoscut-o după 45, până în 50 și cam genul ăla de libertate, adică sunteți liberi de face ce zicem noi și trupele astăzi la voi în țară. Da, cam asta. Planurile astea se roveau de fapt de prezența fanarioților în țările române, să zic, în România. Fanarioții au fost niște băieți deștepți care au știut și să negocieze, au știut și să trimită niște șpăci, au știut și să facă și să păstreze o armată destul de importantă. Avem, la un moment dat, trupe, în fiecare țară românească, trupe fanariote, formate, pardon, mai ales din... mercenari străini de toate națiile, undeva între 5 și 10 mii de oameni. Cam tot timpul. Cu diferite roluri. Păi cum am zis, sunt vreo 27 de feluri de trupe. De la trupe care păzesc drumurile de plai, la trupele care păzesc anumite trecători unde era și vamă, asta în zona de munte, unde aveau anumite denumiri, gen Plăieși și Bartaloci, de exemplu. În zonele de Dunăre erau alții. Schilerii, de exemplu, de la Schel, Schela Cladovi și alte. Mai avem poterașii care sunt un soi de miliție, potecașii care erau tot cavalerie, care vezi, doamne, mergeau pe potecași de la potecă. Mergeau pe drumurile astea să caute pe infractori. Dorobanței, mentalpași, avem o mulțime de denumiri. Unele erau numai gardă, în București sau și în Iași. Adică în capitale, mai avem tot felul de trupe recrutate teritorial, fiecare era cu culoarea separată, cu steaguri separate, comandanți separați, cu statut separat, aveau voie unii să facă comerț, alții aveau cotă parte din birurile luate de la populație, autoritățile și atunci ca și acum închideau ochii la toate abuzurile făcute de milițienii ăștia care adunau și taxele de la, și impozitele de la populație. Sunt descriși foarte fain, mai ales la călătorii străini, drept niște trupe destul de pestrițe, în tot felul de culori, bine, fiecare trupă în culoarea proprie, cu steaguri, cu armament relativ modern, de la lănci, cred că se mai purtau lăncile și avem încă trupele de lăncieri până în secolul XIX, tot armat, de fapt la naiba, până în primul război mondial. Inclusiv cavalerie germană, lăncieri. Inclusiv în România mai este o lăncieri. Deci avem tot felul de trupe, fiecare în altă culoare. Unii dintre ei aveau cifrul Domnului pe cușmă. Cu artileria care există, dar se pare că nu prea știau să o folosească. Aia trăgea mai mult la chefuri în curtea palatului. Și unii erau plătiți, alții nu, alții, cum am zis, aveau dreptul de comerț și așa mai departe. Mai avem trupe care le păzesc doar pe doamne. Avem garda doamnei, în altă uniformă decât garda domnului. În sfârșit și nu mai avem acele culori care există la Brâncoveanu, că doar roșul aparține domnului. Într-o anumită perioadă deja avem garda doamnei în verde, garda domnului din albastru și la sfârșitul perioadei fanariote, la nebunul de Mavrogenii, avem inclusiv trupe îmbrăcate în negru sau în alb în garda lui.
cum își obținea un fanariot tronul în Raiași sau la București? Ori era numit. Se ducea, plătea, spunea eu vreau să fiu sau da, primeam sărcinare. Da, cam în dulcele stil românesc care începuse deja de până 16. După ce băieții și-au dat seama că țările române încep să le aparțină, ei erau și mutați de către sultani dintr-o țară într-alta. Un an într-o țară, un an în cealaltă, depinde cum aveau ei chef. Sau venea cineva cu o sumă mare de bani și zicea, bă, mare vizir, eu sunt din familia aia. Bă, și eu să fiu domnul Moldov. Zicea, bă, da, ia la domn. Da, mă, te-o dau mai mult. Bine, ia tron. Normal că ăștia veneau în țările unde, în țara unde erau numiți și începeau în primul rând să mărească taxele și impozitele și că vorbim de vremurile de acolo. Ca să-și recupereze bani. Pe lângă aia veneau cu gașca lor de boiernași, de comercianți, de popi, puși în funcții și și atunci ca acum baronul local adună de la toată lumea. Și ăsta era scopul principal la mulți dintre ei. Într-adevăr, să belească pielea de pe oameni ca să scoată cât mai mulți bani. Atât pentru ei, cât și ca să plătească la Constantinopol numirea și să plătească creditorilor, că unii mai luau și de la creditori și unii dintre creditori veneau cu ei, și să fie pregătiți cu o sumă mare în cazul în care altul găsește niște creditori și mai cu bani. Și era un cerc vicios și avem niște descrieri absolut cumplite de metode de spoliere a țăranilor. Că mulți zic că, vai, țăranii români, ce abuzați erau ei în Transilvania. Băi, pe lângă ce pățesc țăranii români din extracarpatic, din partea boierilor români și a grecilor, țăranul român din Transilvania era pisi. Ea o ducea foarte bine. Adică acolo putea să intre în armată și devenea cineva. Mă gândim cu aceea, erai țăran, țăran rămâne. Păi știi unde aveau bani să plătească dacă trăiau într-o sărăcie ruce? Adică ce puteau să... Se mai dădeau și, nu erau neapărat bani, se mai dădeau și bunuri. Sau se vindeau bunurile și se făceau rost de bani. Aia mai norocoși mai prindeau câte un câmp de bătălie pe unde mai găseau ori monezi, ori știu eu ce obiecte pe care le mai vindeau. Dar, da, se scuteau. Făceau un fel de Hunger Games, nu? Nu aveai ce să faci, fiindcă altfel pedeapsa era cumplită. Adică știm că erau biciuiți, erau schingiuiți, erau... li se dădea cu fum de pardei iute pe la nas, o fierte la sub braț. Avem metodele care erau folosite și care nu erau folosite numai pentru răufăcători sau ăia acuzați sau bănuiți că au făcut ceva lucruri. Erau făcute și pentru amărâții ăștia care nu aveau de unde să plătească. Păi să nu uităm că în perioada interbelică, când nu puteai să-ți plătești foncirea, veneau băieții de la autoritatea românească și îți luau din casă inclusiv salteaua pe care dormea toată familia. Nu interesa. Ei trebuiau să ia de valoarea aia. Fiindcă statul român întotdeauna a fost un stat care a avut foarte mare grijă de cetățenii săi. Și în condițiile astea au apărut haiduci în secolul XVIII sau haiduci, ei deja existau? Haiduci existau de mult, cam de până secolul XVI. Și erau the good guys sau the bad guys? Mă, acum depinde, dacă ne luăm după folclorul românesc, erau the good guys. Erau băieții buni care furau de la bogați și dădeau la săraci. Toată lumea știe Maneaua Munților, Andrei Popa. Da. Da. Scuze, da. Bă, de acum mi-am zis că de obicei când ești așa la o băută cu gașca la cabană, dacă se mai și pomenește careva săracul să aibă chitară la el, atunci de obicei cheful începe cu Andrei Popa și se gata cu râpa. Deci cam astea sunt cele două extreme. Ca să încheie așa într-o optimistă. Da, încep cu Andrei Popa așa. Și la final, când toată lumea e depresivă după ce ai terminat tot de băut, mai se bagă râpa. No. Da, haiducii se împărțeau cam în două categorii, dar aia zic că haiducii existau mai demult. Acum nu trebuie să încurcăm pe haiducii noștri cu haiducii ungari sau polonezi, de exemplu, sau cu haiducii croați, care
Sunt trupe neregulate, dar sunt trupe. Adică ăia efectiv formează detașament. De fapt, la polonezi ai duce erau cam trupe regulate. Chiar dacă recrutați teritorial. Erau parte din infanterie. Și chiar se pare la un moment dat cavalerii. La noi haiducii erau briganzi, erau oamenii aia care, orică erau prea săraci și nu mai aveau cu ce să plătească și își luau câmpii și fugeau prin munți și păduri. Unde nu stăteau sute de ani, cum scriu unii ziariști. orică erau, într-adevăr, hai să spunem, infractori de drept comun. Ăștia erau indivizii care, într-adevăr, furau de la bogați, că de la săraci n-aveau ce să fure. Cam mai atacau domenii boierești. Mai atacau hanuri, atacau convoaie. Și așa mai departe. Că mai răpeau pe câte unul. Mai în stil de mafie. Mai răpeau pe câte unul pentru răscumpărare. Faza cu banii dați săracilor e foarte logică. Dar nu dădeau bani că nu mai puteau ei de dragul săracilor. Ce dădeau bani săracilor pe post de șpagă. Fiindcă venea potera și întreba potera pe amărâții dintr-un sat. Băi, a fost un jaf, faci mai jos, în vale. N-ai văzut unde o trecut aia? Hai că ce făcea Pablo Escobar în Bogota, da. Și ăla zice, o să moară mama. N-am văzut nimic. Tropo de cai? N-am auzit, n-au. Nimic. Dar ăla avea bănuții deja de-ați acolo. Păi da, monede de pochi, ce să zic, exact. Fiindcă altfel, și poterea când venea, nu te lua în furci. Sau boierul jefuit venea și zicea, cine-mi zice, uite punga asta cu bani. Opa. Păi tu amărât, dacă ăla nu ți-o da nimic, iei de la ăsta și zici, da, boss, acolo în pădure. Păi pe acolo, dacă vrei să-i prinzi uși pe dealul ăla, pe poteca, nu-și normal că se dădea, e o chestie logică. Da, într-adevăr că există aura asta mitologică asupra lor, că haiducii ardeleni, de exemplu, cum era Pintea Viteazu, el a luptat și în armata lui Francis Racoții al II-lea, în războiul de independență a Ungariei. În gașca lui Pintea Viteazu am avut și eu un strămoș, pe care l-am găsit în niște documente drept Terek, adică turcu, probabil că luptase pentru sau împotriva turcilor la un moment dat. Așa, din clanul Pogăceaș, care este prins de austrieși și tras în țapă în Baia Mare până la 1703-4, ceva de gen. Da, și acolo existau haiduci. Și în spațiul românesc avem chiar o categorie militară, mi se pare că de secolul XVII, care se numeau haiduci predați. Haiducii predați erau o categorie militară, la fel ca toate celelalte categorii militare oficiale, formată din haiduci care s-au predat. Bingo. Că mai este o relație între autorități și aia, că uneori, na, da, în ziua de azi, erau mână în mână. Că și autoritățile de atunci erau șpăguite de haiduci de atunci. Ca în ziua de azi, nu? Unele autorități șpăguite de mafie. Că așa funcționează treaba. Eu n-aș putea crede. Nu, nici eu n-aș putea crede. M-au zis și eu ceva basme. Așa. Și la un moment dat, nu mai țin minte care domn, zice, ok, bă, o să fost Brâncoveanu sau careva dinaintea lui, dacă am pe atunci. El formează niște trupe din haiduși predați, care în ceva document am găsit că ăia de fapt erau un soi de trupe de poliție care trebuia să fie de pe ceilalți haiduci. Din câte am înțeles, haiducii ăia n-au prins niciodată pe nimeni și probabil că așa a luat naștere poliția română. Da, îi avem pe ăștia o anumită perioadă. Stau păi și haiducii normali erau sub control judiciar și erau... Da, erau la arest la domiciliu că nu suportau regimul de detenție. Și au fugit în Germania. Au fugit în, da, că Rusia nu fugea nimeni. Ba, ca să nu zicem ora, de fapt fugeau și în Rusia, la un moment dat, mai ales după ce Rusia începe să vină și să controleze Ucraina. Avem multe trupe de cavalerie care se duc în spațiu rusesc. Trupe de cavalerie recrutate din moldoveni și din munteni, chiar și din sârbi, având fiecare detașamente etnice, cu uniforme, erau husari, deci cavalerie ușoară. Moldovenii erau în galben, de exemplu,
Munteni în albastru, sârbi în roșu, gruzinii erau în alte culori și așa mai departe. Nu mai țin minte exact. Și pentru fiecare individ care era adus în armata rusă, în cavalerie, ăștia erau plătiți. Exista o anumită sumă pentru fiecare tip. Ăștia veneau și cu familiile și primeau satele lor în Ucraina cu pământ. Deci ei lucrau și pământul, dacă trebuia mers la război, trebuia să meargă la, la război. Și avem aceste trupe etnice în, în armata rusă. Eu am citit că rămân până undeva pe la 1883, când are loc o reformă masivă a armatei ruse, când se renunță la multe dintre aceste detașamente etnice. Acum, mă rog, nu mai știu cât la sută mai erau români în, în armata rusă la mijloc de 19. Știm că românii se înrolează în armatele rusești destul de mulți până la 1812, când cedarea Basarabiei către ruși nu că a fost un semnal de alarmă, a fost o, a fost o lovitură foarte gravă dată, dată Moldovei, mai ales când băieții și-au dat seama clar că rușii n-au nicio intenție de fapt de a-i salva de, de, de otomani și că și dacă îi salvează de otomani, va urma, va urma ocupația rusească. Am că tot vorbeam, mai știu dacă cu tine sau un alt interviu pe care l-am dat, un alt podcast, cu toate nenorocirile pe care le-a adus Rusia în secolul XVIII-XIX spațiului românesc, cu toate nenorocirile pe care le-a adus bolșevismul rusesc României, care e altă chestie, războaiele de secolul XVIII pe care Rusia le duce din 35 încolo împotriva otomanilor, au reprezentat o portiță de salvare foarte serioasă pentru români, fiindcă toate păcile semnate de ruși cu românii se prevedea întotdeauna o situație mult mai bună pentru țările române. De la faptul că era prevăzut clar ca toți exilații să se întoarcă în Moldova, țara românească, oriunde erau, chiar și cei care luptaseră împotriva otomanilor, și fără să pățească ceva, deci aia trebuia să întoarcă liniștiți acasă. După aceea, protecția asupra bisericii, drept de comerț liber, stabilirea la un moment dat chiar a graniței țării românești, de exemplu pe Talvegul Dunării cu Imperiul Otoman. Și multe alte prevederi care încet, încet au început să scoată țările române, monopolul asupra comerțului, de exemplu. Sunt multe chestii pe care indivizii ăștia chiar le fac bine și lucruri bune pentru cele două țări românești extracarpatice. Și economic, și social, chiar și hulitele regulamente organice. Sunt primele constituții ale celor două țări române. Avem primul recensământ atunci. Avem introducerea armatei moderne. Fără rușii ăștia, așa cum îs ei imperialiști și sălbatici, țările române ar mai fi stat încă mult și bine sub Imperiul Otoman. Și nu vorbim doar de stăpânire efectivă, ci vorbim de acel sistem social, economic, politic, de sub care n-ar fi ieșit. Și n-am fi avut 48 sau 59 sau 66 sau 77, 78, fără etapele astea de secolul XVIII, pe care le-au adus rușii. Asta este. Că ne plac sau că nu ne plac, indivizii ăștia au făcut și niște chestii bune pentru spațiul românesc la un moment dat. Normal, voiau să atragă elita românească, boierimea, de partea lor, ca la un moment dat să o ia spre Balcani și să-i oprească eventual Bosfor. Asta e partea a doua. Dar scopul și mijloacele uneori nu se prea ating. Și mijloacele pentru țările române ca să le atragă în păcile astea au fost foarte bune. Deci asta trebuie să ține minte și nu trebuie să fii filorus, nu trebuie să fii Filo Putin sau mai știu eu ce tâmpenii gândesc unii acum, și pur și simplu trebuie să ne uităm la istorie. Băieții ăștia chiar au scos țările române de sub jugul otoman.
Corect, dar în același timp, cred că și fanii grecii au fost foarte importanți pentru că au uniformizat cele două țări. Pentru că au domnit alternativ când într-o țară, când în alta și cam au adoptat aceleași regi. Da, deci au adus totul la același nivel. Ziceai tu de ce zicea domnul profesor Diaconescu că sunt reformatori. Da. Da, într-adevăr, a existat și reforme și oamenii ăștia, fiindcă tot erau, până acum am vorbit de armată. Da, normal, oamenii ăștia că să scoată bani nu trimiteau numai neapărat oamenii cu biciu. Erau interesați și ei de dezvoltarea comerțului, dezvoltarea meșteșugurilor, numai că oricum eram într-o zonă care era încă feudală. Dar oamenii și-au făcut niște reforme. Acum, cine vrea să citească exact reformele alea, că și eu le-am citit acum 20 de ani, chiar nu le mai țin minte, serios. Dar, într-adevăr, da, sunt cunoscuți chiar și domnul Mavrogheni, care a fost un zăpăcit total și un nebun. De ce? Ajung și la... bine, ok, hai că zic acum. Nu, voiam să zic că fanariuții sunt cunoscuți și pentru faptul că au făcut drumuri și că au construit, că au făcut clădiri publice importante. Da? Deci au și construit, nu numai au furat. Da. Alimentarea cu apă, primele cișmele exact. În București. Da, Mavrogheni face una dintre aceste cișmele. Cam unde e acum Biserica Mavrogheni, cam în zona aia. Da, da. Încă... Era un foișor. Muzeul Țară. Da. Într-un articol mai vechi de meu de la Historia, amicul Cătă Drăghicea a încercat să ilustreze cam cum ar fi arătat fântâna respectivă și foișorul lui Mavrogheni, fiindcă avem niște descrieri. Ne-am luat după niște modele care existau în perioadă și a ieșit chiar o chestie foarte faină. Ziceam de Mavrogheni, care e cam ultimul... mă rog, e ultimul domn fanariot care se mai bate în secolul XVIII. Da? Individul fusese în marina otomană, ia tronul Munteniei, era un super excentric. Avem și acea celebră stampă a lui Mavrogheni în caleașcă trasă de cerbi, cu o gardă de soldați în jurul lui îmbrăcați în stilul galiongiilor otomani, adică marinarilor de pe galeoane. Erau super exotici oamenii. În timpul războiului... a avut și o fiscalitate destul de dură și oamenii lui chiar au abuzat masiv populația. Și în timpul războiului, pe lângă că a mărit taxele pentru boieri ca să se înarmeze, bine, el a cerut de la otomani bani pentru vreo 20.000 de oameni când el strânsese undeva sub 10.000. Dacă nu s-a strâns, nu s-a strâns. Bine, banii au venit, dar el n-a strâns trupul. Mă rog. El i-a chemat. Urma. Banii sunt acolo. Se spune că mergea prin țară și îi boierea pe țărani. Adică zicea, tu de azi ești boier. Aia însemna că ăla trebuia să plătească pentru înarmare. Țăranul n-avea de unde. Și nici nu avea cum să-l refuze pe domn. Cum adică tu refuzi? Bă, să te fac boier. E un personaj. Am articolul din Historia, acolo puteți vedea exact ce a făcut. La un moment dat detaliile scapă. Revenind la partea de dezvoltare, băieții ăștia au încercat să facă cât au putut ca să dezvolte și țările, cu toate că mulți erau și corupți. După cum am zis, mulți abuzau masiv astfel încât să facă averi. Dintre averile alea, multe plecau în străinătate, în Occident, că acolo erau băncile. Da? Și acum, dacă mă amintesc bine, cine vrea să citească mai mult, dar de fapt tot la mine pe contul de historia.ro găsiți și despre domniile fanariote și despre armatele fanariote, așa frumos, detaliat. Ia. Da, din nou, eu n-am vorbit acolo despre reforme, nici nu știu. Cred că la domnul profesor Tudor Dinu ar trebui să fie ceva despre reforme. Da, am făcut mai de mult un podcast cu domnul Dinu și a detaliat acolo câteva dintre... Da, el e pe partea civilă, eu sunt pe partea militară. Dar a rămas ceva de la fanarioții astăzi în felul nostru de a fi, în mâncare, în vorbit, în
În băuturi. Tu zici o moștenire culturală? Da, da, da. Mă, moștenire culturală fanariotă, nu neapărat. Fiindcă, de fapt, vorbim despre o moștenire culturală turcă și greacă existentă deja și care, oricum, venea, da? Să uităm că mulți dintre comercianții din spațiul românesc erau greci. Mai ales în zona de porturi, unde erau și armatori. Deci avem și această cultură greacă care se dezvoltă și cu siguranță că s-ar fi dezvoltat și fără, și fără grecii veniți cu fanarioții. La mâncare la fel, sunt tot mâncărurile care intră pe toate filierele posibile, fiindcă așa aici, da, chiar ne distram și la conferințele internaționale. Celebra întrebare când ai profesori turci și greci la masă și întrebi, băi, dar mâncarea aia, băi, grecească sau turcească? În momentul ăla vreau să zic că ai un mic război mondial acolo. Și dacă e un grec cu un turc, și o să înceapă aia doi să se certe, bă, dar cu spume, că mâncarea aia e grecească. Nu, e turcească. Și tu numai stai și tu ești lei. A doua zi dimineață sunt cei mai buni prieteni din lume. Și când le zici, bă, dar v-ați certat aseară pe chiftele sau pe nu mai știu eu ce, kebab, pe oaie, pe nu mai știu ce chestie. Cine, noi? Nu, ce? Așa vorbim noi, mestici. Deci, aia zic, cultura asta balcanică, să zicem, oricum ar fi intrat în zonă. Că e turcească, că e grecească, mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni. Pentru mine cam aceleași lucruri. Mă rog, mai ales la partea de mâncare, mă ghidez după miros, cam aia e pentru mine. Vorbit, nu cred. Ce-a rămas în spațiul românesc, în schimb, legat de fanarioți, e faptul că sunt acea supapă foarte dragă românului pentru a da vina pentru toate tarele acestei nații, pentru toată corupția, pentru toată jalea și toate nenorocirile. Când zicem, apă, fanarioții le-au adus și corupția. Nu, n-au adus fanarioții corupția. Am mai zis-o. La fel cum fanarioții își cumpărau tronurile, la fel și domnii români își cumpără tronul. Și Mihai Viteazul și-a cumpărat tronul. Da. Mulți alții și-au cumpărat tronul. Și era exact același mecanism. Se mergea cu bani la marele vizir, se spunea, eu vreau tronul ăla. Păi îi unul deja acolo. Da, mă, eu îți dau o șpagă și îți dau un tribut mai mare decât îți dă ăla. După care ăla era alungat și venea peste 2-3 ani cu bani mai mult. Și tot așa. Deci faza cu corupție, să ne simțim noi mai bine românii, să zicem că, bă, înainte să vină fanarioții, românii nu cunoșteau, domnule, corupția. Nu exista în spațiul românesc corupția. No. Au adus-o străinii. Da, au adus-o străinii. Da. Conspirația. Conspirația a adus că noi români eram curați, eram, nu, cum adică să dăm noi șpagă? Problema e că atunci când au plecat fanarioții, au rămas corupția, știi? Deci, ei zice, Păi ne-au stricat ei. Da, și după 300 de ani încă ne-am stricat, încă mergem cu măcar o ciocolată la doamna medic. Da, deci moștenire culturală nu, politică, eu zic că nu există. Ce-au lăsat într-adevăr și aici, da, e discutabilă chestia, dar există și de fapt asta a fost punctul central al doctoratului meu. Când le explicam profesorului din comisie că vreau să demonstrez că există o continuitate a instituției militare în țările române. Că după cum am zis, oamenii ăștia pe lângă toate activitățile uzuale a unui domn, s-au ocupat și de armată. Fiindcă era clar că ei trebuiau unul la mână să se apere de boierii locali, doi la mână trebuiau să țină ordine în țară, să nu aibă răscoale și alte alea, trei la mână trebuiau să se apere și de otomani, dacă otomanii simțeau că o călca strâmă, măcar să aibă o gardă care să-l scoată naibii din capitală sau de unde era, și în caz de război trebuiau să se apere și de austrieci și de ruși. Și asta vedem mai ales în războiul din 1715-18, când trupele moldovene se descurcă al dracu de bine. Adică avem dovezi, avem documentele că trag în linie, frumos, aliniați, ordonați, cavaleria funcționează la fel de bine, iau mulți prizonieri, bine, urmează după aia torturarea și execuțiile lor și așa mai departe.
Păi rămăsese de la Dimitrie Cantemir. Da. Băi, vreau să zic că, stai oare, unde-i la 1700... Da, în războiul ăsta se vorbește că la un moment dat se deschid niște beciuri unde încă mai erau prizonieri de pe vremea lui Cantemir. Și la distanță de nu știu câți ani. Nu e clar ce să ia. Se zice numai că se deschid și se liberați. Nu e clar dacă-s boieri, nu e clar dacă-s ceva slujitor, nu e clar dacă-s deținuți de drept comun, mă se spune că de pe vremea... Și pivnițele alea arătau chiar oribil, adică ieșai măcar cu un TBC de acolo, n-are cum. Da. Niște deci, vremuri frumoase. Da, sub aspectul ăsta, sub aspectul ăsta putem spune că fanărioții, sub aspectul militar, care mă interesează pe mine, cel mai mult, fanărioții au fost niște băieți foarte deștepți care au menținut instituția militară în spațiul românesc. De-aia, de exemplu, l-avem și pătrul Vladimirescu, că fără toată continuarea asta a unei instituții militare, nu i-am fi avut nici pe panduri. Nu l-am fi avut pe Petrul Vladimirescu cu răscoală. N-am fi avut Revoluția de la 1921. Că n-am fi avut ce trupe să o punem... Deci, practic, ei au alimentat ceea ce avea să-i doboare. Da, ei au preluat armatele care existau de dinainte cu aceleași denumiri, s-au mai inventat altele, unele au dispărut, s-au mai modernizat, normal, că intră armele de foc, mai, un pic mai mult. Chiar dacă, așa cum am zis, mai știu dacă la voi sau unde, călătorii străini spun că românilor nu prea le place să omoare dușmanul cu arma de foc, folosesc armele de foc mai mult la vânătoare. Că lor le place să-și omoare dușmanul cu arme din astea scurte, de tăiat, să-l vadă așa, că moare, adică la trântă, la meleu, cu pușca. Este decadent pentru ei. Animalele, da, dar nu omul. Da. Și după aia, dintr-o bună parte dintre trupele astea, se vor face trupele de la 1830. Trupele care intră pe instrucție și pe echipament european. Deci da, la capitolul ăsta băieții au fost niște. Unii au fost și războinici, îl avem, de exemplu, pe Racoviță, care este domnul care e în timpul războiului din 15-18. Acolo avem o descriere foarte interesantă când, după ce intră austrieci în Moldova, spune cronica, domnul Racoviță a luat coiful cel de război, și-a pus pe cap coiful cel de război al țării și a pornit la luptă. Și chiar vorbeam și cu prieteni care au mai studiat, au mai știut ceva până 17 sau studiat epoca medievală și ziceam, bă, zic, voi ați găsit undeva ceva de coiful de război al țării? Că eu n-am găsit nicăieri, nicio cronică medievală de până 15 până în 18. Și a zis, nu, deci asta unde apare? Păi zic, cronica aia. Wow! Ok. E prima chestie. Și singura, de altfel. Da, cam... Deci, și publici doctoratul? Mă, doctoratul să-l public în 3 bucăți. O să vedeți voi despre ce e vorba. Cu ilustrație, o să fac frumos. O să fie frumos. Abia așteptam. O să fie frumos. Da, pe și eu abia aștept. Mai ales că încă nu este nicio lucrare de genul ăsta. Da, am amânat-o mult și prea mult, dar... Na, când ai tot felul de joburi ca să supraviețuiești în această lume capitalistă. Românească, da? Vezi, tot înainte. Da, e mai greu să... Dar acum chiar am zis că mă apuc serios pe scris. Adică trebuie să le termin tehnicul, trebuie să le dau o formă citibilă. Super. Păi... Yeah. Mulțumim pentru avant-premieră, da? Da, și eu, mersi de invitație. Na, ce să zic? Ideea e că nu trebuie să-i vedem drept ultimii monștri și ultimii nenorociți. Au fost și ei oameni cu bune, cu rele. E o epocă rămasă neagră în istoria românească, mai mult nu fiindcă exista regimul fanariot, ci fiindcă regimul fanariot a fost dublat de toate războaiele astea care sunt în perioada asta. Și care, într-adevăr, cadeau niște distrugeri masive. Să nu uităm, tătarii de fiecare dată când vin la un raid, se spune că au luat 40.000 de robi. Ceea ce e uriaș. Doar din Moldova. Da. Ceea ce era imens. Da, că vorbim de tătari și de raidurile tătare care aveau loc destul de des, cu distrugeri imense,
Raidurile se opresc după 1783, când Rusia în sfârșit ocupă Crimea. Încă o chestie care a permis, de exemplu, unor localități din zona de câmpie a spațiului extracarpatic să se dezvolte. Fiindcă altfel știm foarte clar că localitățile alea fuseseră distruse ori de otomani, ori de tătari și nimeni nu mai revenea la ele. Deci lumea se retrăsese în zona de dealuri, unde stătea în sate sau se retrăsese în alte localități mai mari, mai apărate sau în zona de mănăstiri fortificate, fiindcă efectiv nu aveau de ce să stea în zonele alea care erau depopulate. Deci, uite, încă o chestie de care indirect spațiul românesc a profitat din plin. Și de-aia multe localități din zona extracarpatică de câmpie a României, din actuala Moldova și din Bărăgan, sunt localități de sfârșit de 18 și mai ales de secol 19. Nu a existat nimic acolo înainte. Avem și hărțile. Nu, alea au fost distruse până 15-16, uh-huh. Sau eventual un 17 localități de care zic. Hai să luăm Târgu de Floci, da, unde e născut Mihai Viteazu. Și aia a fost o localitate care a fost lovită și de invazii și de Dunăre. Avem hărțile de secolul 18-19. Ne uităm unde acum sunt sate. Sunt chiar localități importante. În perioada aia, pe hartă nu este nimic. Sunt drumuri, dar nu este localități. Deci, în sfârșit, oamenii au putut să așeze în zone în care înainte nu puteau să stea, fiindcă știau că la orice rai tătar, ori s-a făcut zob, ori s-a luat să robi. Și nimeni n-avea chef de chestia asta. Da, ar mai fi multe de povestit. E o perioadă fascinantă. E o perioadă foarte faină în care mai avem inclusiv profesori străini care vin să le predea fiilor boilor domnilor fanarioți și a boierilor. Avem guvernante din Franța, din spațiul german, din Italia, tot felul de secretari străini care vin la curțile ăstora. Deci avem paradoxal o perioadă în care avem și o sărăcie masivă și o spoliere masivă, distrugeri masive din cauza războiului, dar avem și o creștere, hai să spunem, poate și culturală, hai să zicem, mă rog, la nivel elitelor, clar, și o creștere la nivel de mentalitate politică, fiindcă aici îi vedem deja pe boieri care nu mai este deja numai boierii aia care se ocupă să vadă dacă le-au crescut, nu știu, grâu pe ogor sau știu eu mai ce, sau sfecla, iar avem pe boierii care încep să gândească politic. Și ăștia, de fapt, sunt rădăcinile, rădăcinile acelei generații de boieri care începe după aia de pe la 1821, 1830, fac 48-ul și fac restul. Și avem toată devenirea asta faină, fiindcă situația asta cumplită și decăderea statului țărilor române și faptul că nu mai puteau să-și aleagă domnul, pe care îl cereau în fiecare dintre memoriile astea, i-a făcut să gândească alte variante. I-a făcut să gândească mult mai mult, să se intereseze. Să devină parte a unei gândiri politice europene. Care nu era la nivelul gândirii politice britanice sau franceze, ok, sau suedeze. Bă, da, era. Și e o chestie foarte interesantă, fiindcă înainte nu avem păști. Și tipii efectiv au fost forțați, siliți, de împrejurări și de realități să se modernizeze. Și o chestie faină, fiindcă vezi că elita începe deja, bine, lucra și pentru ea, fiindcă oricare dintre ea putea să vină domn și așa. Bă, dar încep să gândească în sfârșit la modul de hai să ne modernizăm, hai să vedem cum scăpăm de turc, dar fără să ne ocupe rusul, fără să ne ocupe austriacul. Aici norocul țărilor române în secolul XVIII mai ales a fost că existau cele două puteri, cele două mari puteri maritime, și anume Anglia și Olanda. Anglia și Olanda sunt cele două puteri care de fiecare dată când încep războaiele, mai ales dintre ruși și turci, se bagă de mediatori sau se bagă la pace. Fiindcă niciuna dintre țările astea nu avea chef să-i vadă pe ruși că ocupă Constantinopolul și că se fac stăpâni pe zona de est a Mediteranei, pe unde ei treceau, sau chiar mai departe, astfel încât să le amenințe posesiunile din Pacific. Să nu uităm, și Olanda avea actuala Indonezie. Da? Și alte alea. Și vin puterile astea care... Și aia zic că îi avem și pe boierii ăștia care văd că țările occidentale, alea mari, sunt interesate de ei, care erau, de ne vorbim nimeni. Și avem creșterea asta. Care după aia va duce și la modernizarea societății încet, încet și... Da. Aia zic, secolul XVIII ar fi studiat mult, mult mai mult. Și mult mai bine. Și cineva să studieze părțile alea economico-sociale, că armata am terminat-o.